Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. În multe din emisiunile mele am spus că ceea ce fac în fiecare seară este să mă rog la Bunul Dumnezeu și să-i mulțumesc în primul rând pentru emisiunea asta pe care o fac și să-mi trimită oameni cinstiți, oameni curați, oameni credincioși, oameni care știu că Dumnezeu vorbește prin gura lor și pe aceea îl rog pe Dumnezeu să mi-i trimită. Zilele trecute, o prietenă bună de-a mea îmi spune, uite, îți recomand un domn și dă-i un telefon și vorbește cu el pentru că ar vrea să, dacă cădeți la înțelegere, să vină la emisiune, cu siguranță i-ar place. Bun. Dau telefon, vorbesc cu domnul și stabilim să vină în emisiune. Și iată-l pe domnul Tudor Borza la Piatra Neamț. Bine ai venit, Tudor, la Piatra Neamț! Sărut mâinile, bine v-am găsit! Salutări telespectatorilor, indiferent de timp, oră și moment în care ne urmăresc. Ca de fiecare dată, Piatra Neamț, în fața ochilor mei, apare ca un oraș frumos, plăcut. Așa că e o bucurie să fiu aici, o bucurie să fiu alături de dumneavoastră. Mulțumesc tare mult, mulțumesc că ai venit, mulțumesc că ai acceptat, mulțumesc că, în primul rând pentru că ai acceptat provocarea mea, pentru că este o provocare. Haideți să nu-i spun adevăr și provocare, am să-i spun doar provocare, pentru că adevărul este doar la Dumnezeu și mie așa îmi place să gândesc, să cred și să știu că adevărul deține doar Dumnezeu, ceea ce l-am provocat. De fapt, pot să spun că e o provocare reciprocă. Lia Vasian, care mi l-a recomandat pe Tudor, mi-a făcut o surpriză dublă astăzi. În primul rând că l-a adus pe Tudor aici, așa a venit și ea și cu mama ei. Deci este wow! A fost o surpriză foarte plăcută și m-am bucurat extraordinar de mult. În primul rând pentru că ce vom discuta astăzi cu Tudor este un lucru pe care eu l-am cam ținut la distanță așa de mine. Nu știu care e motivul. Ori nu l-am acceptat, ori încă n-am învățat prea multe despre el, ori poate pentru faptul că n-am reușit să stau de vorbă niciodată cu un om care să mă lămurească vis-a-vis de acest subiect. Și acest subiect este hipnoza. Așa că, Tudor, eu te provoc dintr-un anumit punct de vedere. Eu nu cred în hipnoză. Și ca mine sunt foarte mulți. Cu siguranță sunt foarte mulți. Am să te rog să mă lămurești în primul rând pe mine și prin mine, dacă mă lămurești pe mine, cu siguranță îi vei lămuri și pe telespectatorii noștri, pe prietenii noștri. Ok. Mintea umană tinde să creadă ceva ce reușește să înțeleagă, în primul rând. Gravitația. Până în momentul în care a definit Newton ceea ce se întâmplă, merele cădeau în capul oricui. Nu era niciun fel de problemă că se întâmpla lucrul ăsta. Dar nu s-a gândit nimeni să definească acea forță. Da? Nu și-a pus nimeni problema cum putem determina, cum putem măsura acea forță. Cred că nici astăzi oamenii de știință nu știu cu adevărat cum se produce această gravitație și merg spre legea atracției gravitaționale universale, care spune că două corpuri se atrag direct proporțional cu masa lor, da? Și invers proporțional cu pătratul distanței, adică cu cât sunt mai îndepărtate, această atracție scade. De aceea mărul cade spre pământ și nu merge pământul spre măr, fiindcă e diferența de masă. La un moment dat, gândiți-vă că, apropo, din punct de vedere științific, consideram că există o forță centripetă, care astăzi este extrem de mult contestată, fiind considerată forța care, de fapt, prin rotirea pământului, produce atracție. În momentul ăsta, din câte știu, există doar forța centrifugă, care, odată cu rotirea, tinde să împingă obiectele, lucrurile. Din fericire, la viteza cu care se învârte pământul, această forță centrifugă este mult mai mică decât forța cu care corpurile se atrag direct proporțional cu masele lor. Ei, în
în situația asta este cumva și hipnoza, ca și gravitația înainte de a fi demonstrată de Newton. Hipnoza este un fenomen care face parte din viața noastră extrem de natural. Suntem cumva victimele mass media, victimele celor care încearcă cumva să definească și să își aroge niște capacități pe care de fapt nu le au. Un om care înțelege că hipnoza este o comunicare dintre ființa mea și partea mai puțin conștientizată din celălalt. Până în prezent se știe că undeva 10% din ceea ce suntem noi reușim să conștientizăm. Asta mă refer la persoane de genul Einstein, dar un om obișnuit, dacă ajunge la 5%, este foarte bine. Vreau să-mi cer scuze pentru că în prezentare n-am spus cine ești, decât ți-am spus numele. Te rog să te prezinți, tu să spui tu cine ești, îmi cer mii de scuze. Nu e o problemă. Deja eram furat, luată de val cumva. Avem timp. Deci, am descoperit hipnoza la 12 ani. După aceea, drumul vieții mele a mers înspre o facultate de filozofie, secția filozofie-antropologie, un master în management educațional și în prezent conduc un ONG, o asociație care se numește Asociația Europeană de Hipnoză, prin care oferim cursuri celor care vor să învețe hipnoză, care vor să învețe programare neurolingvistică. Asta este o tehnică de prin anii 70 care permite omului să copieze rețete de succes, să învețe cum să folosească cuvintele pentru a-și remodela realitatea în mod conștient. E o tehnică destul de rapidă, poate una din cele mai eficiente din momentul acesta. În momentul actual avem un parteneriat cu unul dintre co-creatorii acestui sistem. Este vorba de Frank Puselic, care momentan este în România și cu care avem colaborare în acest sens. Am creat niște programe destul de interesante în acest sens. Și cam asta, așa, pe scurt. Pot să spun că am fost un personaj avid de cunoaștere, de ceea ce, într-adevăr, poate face sens în viața mea, de ceea ce, dacă asimilez, pot folosi într-un mod autentic în viață. Fiindcă sunt mulți care sunt însetați de cunoaștere și este o chestiune foarte interesantă, cel puțin la noi în țară avem foarte mulți oameni extrem de bine educați, teoretic. Și în partea practică, lucrurile sunt complet în afara realității. Și aici este ceea ce eu numesc, de exemplu, hipnoză, eu îi spun arta sincerității. N-are cum să funcționeze. Hipnoza sau funcționează în momentul ăla sau reușești să comunici cu persoana respectivă la nivel neconștientizat sau nu reușești. E foarte simplu. Ei, mi-ai ridicat la fileu și acum eu îți arunc mingea. Acum ceva ani în urmă, să fie undeva, cred că în jur de 10 ani, la Iași am mers cu fiul meu la cineva care practica, adică într-o instituție de stat, hipnoza. Pentru el a funcționat, pentru fiul meu. Și am spus că să încerc și eu, din curiozitate. Pur și simplu a fost o curiozitate. Pot să spun că a fost un fiasco total. Am râs toată ședința pe care acea persoană se chinuia, efectiv se chinuia ca să o țină cu mine, iar eu am râs continuu, fiind conștientă 100% cu tot ceea ce se întâmpla, fiecare zgomot care era în jurul meu îl percepeam ca atare, dar în schimb am râs, nu știu, a fost descărcare sau ce a fost, dar la un moment dat m-a întrebat de ce râs? Zic, pentru că asta îmi vine. Și am râs până în momentul în care m-am ridicat de acolo. Acum te întreb, dacă e așa că îți vine să râs, ai spus că această
hipnoză, pentru că despre asta vorbim, nu poate fi făcută cu fiecare persoană în parte. Adică poți să fii un om care să poți comunica prin hipnoză cu persoana respectivă sau, sau să nu fie persoana un mediu bun pentru așa ceva. Dacă ne referim la ceea ce mass media oferă ca reprezentare despre hipnoză, este 100% adevărat. Dacă ne referim la faptul că oamenii între ei comunică conștient sau neconștient și își induc, fără să-și dea seama, transe unul altuia, atunci nu este adevărat. Orice persoană primește mesaje, dar nu e obligatoriu să fie neapărat într-o stare din care să nu-și mai amintească lucrul ăsta. De exemplu, starea de transă hipnotică îți permite să faci lucruri pe automat. Conduceți mașina. De câte ori vi s-a întâmplat să puneți frână și după ce ați pus frână să vedeți de fapt stopurile de la mașina din față? Sau să realizați că trebuia să puneți frână? Da, ești pe pilot automat, așa este. Just. Da. Acel pilot automat este o stare de transă hipnotică, care hipnoza, ce spunem, nu are nicio treabă cu somnul. Denumirea de hipnoză, de la hipnos și așa mai departe, a fost una din marile probleme pe care le-a oferit gratuit umanității, mai ales Sigmund Freud. Pe lângă multe alte păreri complet eronate despre felul în care funcționăm și care astăzi încă sunt la mare trecere, dar n-au nicio treabă cu realitatea. Ai o definiție pe înțelesul tuturor al hipnozii? Hipnoza este o stare prin care putem modela ceea ce cu partea conștientă nu reușim să modelăm. Putem îmbunătăți comportamente, putem crește capacitatea de atenție, putem duce individul dinspre o stare firească, normală, am putea să-i spunem mediocră, înspre o stare de excelență. În absolut orice domeniu. Deci asta este ceea ce îți permite hipnoza să faci. Cum? Multă lume se așteaptă când vine în terapie să vină, să intre în transă și totul să se întâmple de la sine fără participarea persoanei respective. Dacă aș fi un ignorant, aș face genul ăsta de terapie. Nu e stilul meu. Cine vine la tine în terapie, de exemplu, știe foarte clar ce nu reușește să facă acum și cum dorește să fie. Fapt pentru care ai nevoie să-l duci în acea stare în care poate el să comunice ghidat de tine cu partea neconștientizată din el, cu partea de resurse imense pe care Creatorul le-a pus în interiorul nostru. Practic, era și în Biblie o chestie cu fericirea în interiorul vostru. Acolo să o căutați, da? Ei, tot, cred că în Luca 17:21 spune asta, că fericirea e în interior. Ei, tot așa și partea asta de resurse sunt acolo. Fiindcă cel care ne-a creat, fiindcă suntem creați cu intenție, nu este niciun fel de problemă în sensul ăsta, nici măcar din punct de vedere științific. E suficient să examinăm cromozomul 2 și cromozomul 10, să vedem felul în care sunt făcute niște suduri. Conexiuni. Acolo și o conexiune între... deci, practic, se vede că este schimbat, este modificat și cromozomul 2 și cromozomul 10. Lipirea, în cazul lor, nu este telomer la telomer, ci este nucleotidă, proteină nucleotidă la proteină nucleotidă. Deci nu-i cum se întâmplă în mod normal, ci exact cum se întâmplă la inginerie genetică. Deci suntem creați cu intenție. Nu am fost un accident al naturii, nu suntem o consecință a evoluției, s-ar putea ca până la maimuță totul să fie o consecință a evoluției. Posibil. Acum, și acea consecință a evoluției avea nevoie de un plan. Cineva trebuia să facă planul respectiv. Deci nimic nu se întâmplă din senin în universul în care trăim. Și revenind la hipnoză. Cea mai simplă definiție a hipnozei este acel mod în care o persoană poate comunica cu resursele nelimitate din interiorul ei.
fiindcă discutăm și de autohipnoză în care eu pot să lucrez cu mine și să activez aceste resurse, atâta cât îmi permite vorba lui Lucian Blaga, raza perspectivei mele despre lume și viață, atâta pot să cresc. După care, pe măsură ce folosesc ceea ce am crescut, dacă folosesc, îmi dau seama că pot mai mult și mă duc mai mult și mai mult și mai mult. Deci cam asta este tot. Mi-ați povestit experiența de la Iași. Fără să intrăm în detalii cine a fost persoana, lucrurile stau cam în felul următor. Undeva în 2001 eram în învățământ în Baia Mare și am scăpat porumbelul cu hipnoză. Și am făcut transă cu toată clasa. Și le-am explicat, dacă vă vine să zâmbiți, să râdeți, lăsați-vă să râdeți, fiindcă este o decompensare a ceea ce s-a mai întâmplat peste zi. Sunt moduri în care mintea neconștientizată, începând să râzi, te întreabă dacă vrei să te relaxezi sau vrei să ieși din stare. Și atunci, dacă tu încerci să-ți oprești râsul, ce faci, de fapt? Sau cineva are o problemă cu faptul că tu râzi, ce face? Nu te lasă să te duci înspre relaxarea respectivă, ci te menține într-o stare de alertă, într-o stare de conștiență, într-o stare în care tu, de fapt, nu mai accesezi acele resurse. Foarte simplu. Deci asta e o chestiune care mi se pare extrem de basic și normal, orice persoană care stăpânește fenomenul știe clar. În momentul în care încep un exercițiu de relaxare cu cineva, mai ales dacă n-am mai făcut până atunci, sunt șanse 90% să râdă. Și erau 3-4 copii care râdeau, începeau mai mult, ziceam ok, lăsați-vă să trăiți starea asta, e ok, și se trecea peste. Da, bine. Până acum am înțeles puțin din ceea ce înseamnă hipnoză. Spunem, dacă ar fi să mă convingi pe mine de ce ar fi bine să fac ședințe de hipnoză, cum ai reușit să faci lucrul ăsta? Eu spun în felul următor. De exemplu, dacă cineva are o problemă legată de o situație de sănătate care îi creează un disconfort, indiferent de natura disconfortului. Înainte să înceapă pandemia, avusesem un curs la București împreună cu asociatul meu, cu Andrei Voicu, și la acel curs a venit o doamnă care era secretar de stat în Ministerul Sănătății, medic. Și dânsa ne-a confirmat faptul că deja Organizația Mondială a Sănătății, cea care le dictează ce oră este personalului medical, a recunoscut public că bolile pot fi o cauză, da, unor somatizări. Somatizări care sunt o consecință a unor stări emoționale. Care, dacă se repetă ciclic, da? Situația era foarte interesantă pentru că au rămas fără drept de replică în cazul unei persoane care, având personalitate multiplă, într-una dintre personalități avea 3 plus dioptrie și suferea de diabet, și în cealaltă variantă avea cu totul și cu totul alte probleme, dar dispărea, vederea revenea ok, avea de fapt stare de cancer cu metastaze. Pe analize medicale, metastazele dispăreau când se manifesta cealaltă personalitate, apărea diabetul. Și atunci, în contextul ăsta... Mai băgat în ceață, stai, explicăm, că nu înțeleg. Adică un om... Același om. Da, acum bun. Spunea că îl cheamă Vasile, să zicem, da? Și era o femeie în cazul respectiv, în cazul acelui experiment. Deci avea spunea că o cheamă într-un anumit fel. În momentul respectiv avea nevoie să-și facă insulină. Și purta ochelari, fiindcă nu vedea. Bun. În momentul în care se manifesta cealaltă personalitate și spunea că o cheamă altfel, avea cancer în metastaze,
nu mai avea nicio problemă de vedere și dispărea necesitatea insulinei. Dublă personalitate trăită într-o singură persoană. În aceeași persoană, da. Asta nu poate fi pusă și pe o altă variantă, pe varianta trăită în două dimensiuni? Bun. Explicațiile, cred că explicațiile pot fi infinite atâta timp cât nu avem ceva extrem de măsurabil cum este masa. Această masă, care iarăși poate fi o iluzie a simțurilor. Dar ideea este în felul următor. Aveam aceeași persoană cu același CNP care se vindeca spontan de o boală și o manifesta pe cealaltă, după care dispărea, revenea. Și atunci este evident că toată povestea asta are legătură cu partea de resurse din interiorul nostru. Eu prefer să-i spun mintea neconștientizată, fiindcă să definesc ceva în subconștient, inconștient, să-l împart în felii, ceva ce nu stăpânesc, nu cunosc, mi se pare puțin nepotrivit, ca să zic Bun. Așa. Întrebare. Și atunci, o persoană care are o problemă de sănătate, da, să zicem, un exemplu, ar fi interesant să se gândească că pentru corp să înlocuiască o celulă dintr-un țesut, dintr-o parte a lui, cu o celulă disfuncțională, este același efect și același efort ca și atunci când acel țesut este înlocuit cu o celulă sănătoasă. Bun. Și începe regenerarea. Exact cum, de exemplu, mucegaiul se împrăștie pe suprafața unui lichid, ne putem imagina că în loc să se împrăștie mucegaiul, dăm filmul înapoi și se retrage mucegaiul, da? Filmăm, se împrăștie mucegaiul, dăm filmul înapoi, dispare mucegaiul. Multă lume și în povestea asta caută cauza. Și este o adevărată frenezie cu regresia hipnotică, mai mult decât atât. Într-o anumită doză de incultură, fiindcă sunt multe persoane care au prins și ele puțin despre hipnoză și s-au agățat cu ghearele și au dat seama că e un domeniu interesant și în loc să folosească termenul de regresie hipnotică, termenul nostru normal din limba română, preiau tot termenul de regresie hipnotică din engleză și apare extrem de des folosit hipnoză regresivă. Dacă stau să mă gândesc la sensul din limba română, mă apropiu foarte mult de nivelul de cunoaștere a celor care îl folosesc. Păi nu e același lucru? Păi nu e același lucru, că regresiv înseamnă ce fac, că mă regresează. A regresa în limba română are cu totul și cu totul alt sens. Regresia hipnotică este o tehnică prin care merg în timp. Da. Deci nu e același lucru. Nu e același lucru, da. Adică dacă tot preluăm un cuvânt, să nu luăm furculisionul din franceză, că îi zice forșet și acolo. Așa. De ce ar vrea cineva? Am mers la un moment dat într-o localitate din România, la un cabinet medical, chemat de o doamnă doctor care avea ecograf și care era pe altă specialitate, dar folosea ecograful în specialitatea ei, era ginecolog, și îmi spune, uite, eu fac și la tiroidă ecograf, am tiroidă Hashimoto și mi-arată că avea trei noduli, mi-arată, uite, vezi, ăla-i nodul. După ce mi-arată chestia asta, îi spun, hai să vedem cât ești de sugestibil. Și fac o transă acolo cu acea doamnă doctor. Se încheie exercițiu și pentru că nu am spus, hai să vedem, facem o transă și după aceea punem ecograful, în contextul în care aș fi spus chestia asta, aș fi activat convingerile limitative pe care o persoană le are urmând un sistem, o școală, un mod de gândire. Uh-huh. Am lăsat povestea deschisă, fără așteptări. Uh-huh. În momentul în care am făcut ecografia la o jumătate de oră distanță, 45 de minute maxim, după vreo
5 minute de căutări și a dat seama că nu există noduli. Fără operație, fără tratament, fără altă intervenție. Dar, cum spuneam, rezultatele sunt unice de la individ la individ. Din ce motiv? Fiindcă, în mod unic, fiecare are ritmul în care, de exemplu, învață matematica. Are ritmul lui și stilul lui. Cu unii, anumite lucruri merg în 3, în 6 ședințe, cu alții e nevoie de mai mult timp. Fiecare are stilul lui. Ei, a fost șocant experimentul în momentul respectiv. Mă întorc puțin la vârsta ta de 12 ani. Când ai spus, pentru că mă sâcâie întrebarea asta și trebuie să ți-o adresez, ai spus că la 12 ani ai avut prima dată contact cu această hipnoză. Cum? Foarte simplu. Eram cu tata în vizită la... De fapt, era casa în care locuise un prieten de-a lui tata. Și el s-a dus la cel care a moștenit casa să-l întrebe, domne, fostul proprietar înainte avea o cameră cu bobine cu sârmă de nichelină. Pe vremea lui Ceaușescu, în 89, era la mare trecere că refăceai rezistențe cu chestia asta. Ok, și tata era în niște pantaloni cachii, tata fusese în armată, fusese ofițer de informații militare la Comisariatul Militar din Satu Mare. După aceea s-a mutat în Baia Mare și prin 77, în 31 ianuarie, s-a pensionat. Deci eu n-am apucat să-l prind activ deloc. Uh-huh. Ca idee. Și s-a uitat așa la pantaloni și zice, domne, eu sunt așa. Și când i-a spus numele, zice, mi-a povestit unchiul despre dumneavoastră, vă servesc. Nici nu a vrut să ia bani. Eu dat până la urmă niște bani, dar zice, mă duc până în Șopron să le aduc. Mergând în Șopron, în fața Șopronului avea câinele legat pe lanț. A intrat în Șopron fără nicio problemă, am văzut că trece pe lângă gard pisica vecinului și câinele începe să latre ca un disperat. Normal. Moment în care, la ieșire, proprietarul casei iese cu viteză și câinele haț după el să-l muște. Și în momentul respectiv, tata zice, domnule, dar nu-i câinele tău? Ba da, e câinele meu. Păi zice, și de ce sare să te muște? Domnule, zice, când vede pisică, zice că turbează. Deci dacă mă duc să-i duc mâncare acum, nu-mi ia mâncarea, zice, sare să mă muște. În momentul ăla, tata zice, uite, pariu, și-a scos 100 de lei de aia cu Bălcescu din buzunar, a lăsat-o pe masă, zice, e suficient pentru o ladă de vin, da? Zice, da. Zice, eu, dacă vin și pun mâna pe câine și nu mă mușcă câinele tău, zice, urmează Paștele. Nu știu dacă tai un miel sau doi, zice, dacă tai miei, tu îmi tăbăcești, el avea tăbăcărie acolo. Tu îmi tăbăcești piele. Da, ok. Bat palma, se duce tata și când ajunge în dreptul câinelui, a făcut atâta. Din momentul respectiv, câinele a înțepenit. Pentru mine, ca și copil, în momentul ăla au revenit poveștile cu meduza, cu cerbul solomonit, cu toate metaforele copilăriei în care privirea a transformat ceva în stană de piatră. Câinele n-a mai mișcat absolut deloc. S-a dus, a pus mâna pe câine și s-a retras. Când a îndepărtat mâna și privirea, câinele a început din nou să latre ca și când ar fi vrut să rupă lanțul. Ei, noi când mergem la școală, suntem învățați că dacă acum ne spune că acest vas are atâtea flori, nu mai stăm să analizăm, domne, ai dreptate, n-ai dreptate, știi că dacă spui același lucru, ai obținut nota, da, pe care ai nevoie să o obții. Și acolo, de fapt, te verifică dacă poți reține ceea ce ți se comunică. Cam asta era școala în România anilor 80 și ceva. Nici acum nu cred că e mult mai evoluată povestea. Poate chiar mai trist un pic. Dar, revenind la situație,
nouă ni se spunea că omul este în vârful piramidei evoluției animalelor în acea perioadă și că este deasupra animalelor. Ok, n-ai cum să spui altceva la școală. În schimb, în momentul în care ajungi la bunici și vezi că animalele se înțeleg între ele din privire, într-un mod mult mai complex decât reușim noi să comunicăm cu animalele, te îndoiești așa, cel puțin eu, în mintea mea de copil, mă îndoiam, zic, bun, ok, suntem peste. Dar din ce motiv mie, ca și copil, mi-e frică de câinele vecinului, nu știu care, că ar putea sări să mă muște dacă eu sunt peste? Din ce motiv nu pot comunica la fel de bine cum comunică câinele cu pisica, care se înțelegeau din priviri? Dintr-o privire, pisica știa dacă poate să vină să se alinte pe lângă câine, sau câinele într-o pasă proastă și căuta primul copac. N-am văzut, tot așa, sărea găina vecinului. Și câinele stătea așa și moțăia. Și auzea că ceva zboară așa și ridica ochii și se uita la găină. Și în momentul respectiv găina vedea câinele și făcea pop, 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 și se ducea înapoi. Și știa clar că dacă nu, în 3 secunde, pornea o tură de antrenament de forță și tot același era rezultatul. Noi nu reușeam să comunicăm în felul ăsta. Eu degeaba mă uitam la găina aia, că nu se ducea înapoi. Și cum a justificat tatăl tău faptul că a făcut... Chestiunea a fost că pentru mine treaba aia a însemnat, într-adevăr, prin chestia asta, omul este peste animal. Da. În momentul ăla mi-a spus atâta, că l-am întrebat ce a fost asta, hipnoză. E ca și cum ai umbla cu o lumânare aprinsă într-o cameră cu aer și gaz pentru mine. Deci în momentul ăla mintea a făcut explozie, s-a gândit la o grămadă de lucruri. E, tata era un bun manipulator. Și l-am întrebat la ce poate fi, la ce poate fi folosită. Păi zice, uite, poți să folosești ca să te concentrezi mai bine la școală, să nu depui efort. Foarte tare. Adică eu aș putea să-mi amintesc, de exemplu, acum, zic, ce se întâmplase acum 3 săptămâni la ora aceea și să-mi amintesc mult mai bine? Zice, da. Wow. Zic, și aș putea să-mi amintesc și ce se întâmpla acum 10 ani sau înainte să știu să vorbesc, când eram mic, mic, mic. Și tata era pregătit pentru un alt mod de a utiliza hipnoza, nu neapărat terapeutic, în virtutea meseriei. Și atunci mi-a spus, da, s-ar putea. Zice, de asemenea, zice, poți să o folosești ca să poți să depui un efort mai mare fără să simți lucrul ăsta. Poți să faci corpul tău să funcționeze mai bine, să ai mai multe resurse, mai multă energie. De exemplu, îmi spunea, foloseam chestia asta în... Asta a fost din discuțiile noastre ulterioare. Mi-a povestit, de exemplu, în trupele speciale pe care le pregătea Armata Română, la un moment dat se folosea treaba asta într-un mod în care nu o să... pe care nu o să-l prezint, dar se folosea lucrul ăsta și avea un termen extrem de redus de instrucție în comparație cu performanța pe care o aveau soldații din trupele speciale, din acea uslă. Da? Fapt pentru care erau mai multe tabere de antrenament în care pregăteam pentru alte țări. La noi în țară. Da. Așa. Să revenim puțin la demurile noastre acum. Revenind la situația respectivă, copilul, că spuneam că era ca și flacăra într-o cameră cu gaz pentru combustie, a pus o întrebare. Înseamnă că aș putea să-mi amintesc din burta mamei informații? Iarăși primesc răspunsul, cred că da. Noi eram pe stradă, tocmai treceam unul dintre podurile din Baia Mare care legau cartierul Săsar de cealaltă parte a orașului și apare cireașa de pe tort. Wow, zic, înseamnă că aș putea să-mi amintesc despre unde eram și ce se întâmpla înainte să fiu în burta mamei.
Și în momentul ăla a venit așa o palmă cu viteză după spate și zice, hai, către casă că vorbești prostii pe stradă. Cred că a fost singura dată când l-am auzit pe taică-meu că încerca cumva să îmi spună să nu vorbesc ceva pe stradă. Că el a fost extrem de discret la chestia asta. Nu mi-am dat seama decât după lovitura de stat că el nu avea niciun fel de simpatie față de comuniști, dar și-a dat seama cât e de periculos lucrul ăsta. Și atunci era... Când ai început să practici? Din momentul respectiv n-a fost altceva decât practică. Și bun. Nu, ce s-a întâmplat? Mi-am dat seama că toată povestea are o legătură cu câteva nopți. M-am tot gândit la ce s-a întâmplat. Am revăzut filmul respectiv, m-am amintit toate detaliile a ceea ce am văzut. Mi-am dat seama că s-ar putea să fie mai mult decât am reușit să văd. Și mi-am amintit că tata avea o carte pe care o mai împrumuta la unii la alții, care era îmbrăcată într-o pânză roșie. Și la un moment dat, când se întoarce cartea acasă peste vreo săptămână, cam așa, îi cer cheia să mă duc să-i dau ceva. Era într-un dulap care era închis cu cheie. Și am făcut dublură la cheie. Asta a fost toată șmecheria. Am luat cartea și am citit de acolo. Uh-huh. Exerciții. Și am început să practic. Adică cartea era... Era o broșură editată de Societatea de Științe Parapsihologice din Basarabia și Bucovina. Uh-huh. Undeva 1907 sau 1917. Cartea a ajuns la tatăl meu prin doamna la care el stătea în gazdă, în Aiud, când a fost la liceu. Tata fiind născut din 1929, eu am venit așa mai la bătrânețe, avea 48 de ani când m-am născut. Cartea fiind din biblioteca sorei lui Liviu Rebreanu, care locuia la Aiud și tata a stat în gazdă la ea. Uh-huh. Și când a plecat la școala de ofițeri, i-a zis, ia uite, cred că o să te ajute, ia-o cu tine. Da. Și a început să... Mai avem fix 15 minute. Așa. Cât? 13 minute. Mulțumesc, Iulian. Nu m-ai convins. Deci, mai încercă, mai adu-mi un argument. Măcar pentru... Am înțeles. Deci, practic, ceea ce spui tu poate folosi această hipnoză practicând-o cu ca fiind terapie, poate să ajute oamenii din punct de vedere al sănătății pentru remediarea a unor probleme. Ai spus și remarc lucrul ăsta, poți prin hipnoză să te duci pentru cei care cred în viețile anterioare ca să vezi ce se întâmplă, ce s-a întâmplat și de unde vin emoțiile și stările pe care le putem trăi în viața asta, automat putem să și reparăm niște lucruri acolo, mă gândesc, nu? Dar altfel, de ce te-ai duce? Partea de reparat se poate produce cu sau fără acea regresie hipnotică. Repararea. Fiindcă este o decizie. Exact cum în cazul ritualului din Biserica Ortodoxă. Preotul întreabă nașa, care ține copilul în brațe, te lepezi de satana. 99,9% din persoanele care sunt întrebate lucrul ăsta, habar n-au ce înseamnă acel cuvânt, de fapt. Dar există intenția de a face lucrul respectiv, da? Intenția rupe legăturile cu vechile experiențe. Faptul că facem o regresie în propria viață, în trecut, în vieți anterioare sau în viața dintre vieți, în ceea ce se întâmplă în perioada când nu suntem cum suntem acum. Da? Este mai degrabă o experiență care poate să-ți ofere niște răspunsuri despre cine suntem, de unde venim și încotro mergem. Mai puțin terapeutic efectiv. Și personal recomand experiența asta
persoanelor care într-adevăr sunt pregătite pentru ea. Fiindcă există, există personaje care fac regresii din asta, trăiesc și țin oamenii într-o terapie veșnică, exact ca și Freud, pe acea doamnă pe care a ținut-o toată viața în terapie, producea plus valoare, dar n-a vindecat-o niciodată. Da? Deci, faptul că știu cum se produce digestia în corpul meu, spunea Aristotel, nu mă va învăța să diger mai bine. A, mă va învăța ce, eventual ce alimente consum. Să consum, dar nu voi începe să diger mai bine. Uh-huh. A, faptul că mă duc înspre resursele din interiorul meu și remodelez programul după care lucrez, iarăși nu necesită cunoașterea, ci necesită intenția. De exemplu, într-o anumită situație, mie mi se face rău, am o senzație de disconfort. Vreau să văd că în starea respectivă, în situația respectivă, depășesc situația. Uh-huh. Și în momentul respectiv, corpul găsește singur calibrarea. Da? Care este fructul preferat? Al meu? Da. Nu știu, nu prea mănânc fructe. Mâncarea preferată? Struguri mănânc. Struguri? Îmi plac struguri, da. Și mâncarea preferată? Cartofi prăjiți. Cartofi prăjiți, ok. Vi amintiți cum sunt atunci când sunt proaspeți, crocanți vă plac, da? Să fie da. Mai tari, mai așa, bun. Mirosul pe care l-au, gustul, felul în care se simt când ajung în cavitatea bucală, perfect. În momentul ăsta constatați că aveți un pic mai multă salivă în gură. Corect. Perfect, bun. Asta este pentru că am comunicat cu partea neconștientă prin ce? Prin această metaforă. Uh-huh. Ok? Deci, de aici încolo, orice se întâmplă, ține de ceea ce se numește hipnoză. Pe diverse niveluri de adâncire. Dacă v-aș fi rugat, vă rog frumos să salivați puțin, ați fi știut să faceți lucrul ăsta? Nu. Eu cred că da. Cu efort? Nu, mușc limba. Ah, ok. Tot cu efort. Deci tot cu efort. Nu prin intenție. Da. Ok? Deci nu prin intenție. În schimb, activând ce? Partea de resurse din interiorul nostru, am folosit o metaforă prin care am pornit un mecanism pe care nu-l puteți controla mental. Ok? Este hipnoza o metodă de manipulare? Comunicarea. Este orice fel de comunicare este o metodă de manipulare. Apropo, cât e ceasul? Fără 20. Bun. Fără 20. Fără 16, 17. Apropo minute, de provocare. În momentul ăsta, aveați de gând să vă uitați cât e ceasul? Înainte să vă întreb? Nu. Perfect. Și atunci întrebarea mea ce-a făcut? V-a schimbat intenția. Deci da. comunicarea, orice fel de comunicare, este o formă de manipulare. Ca să pot să învăț ceva, când vreau să învăț ceva, vorba lui Brâncuș, nu e greu să faci ceva. E greu să te pui în starea din care faci ceva. Deci, am nevoie să mă pun în starea în care pot învăța. Am nevoie să mă pun în starea în care să fac cu pasiune ceea ce fac. Și pentru asta am nevoie să mă manipulez. Manipularea împotriva armoniei mele și a intereselor mele sănătoase este manipularea toxică. Dar fără manipulare, omul n-ar învăța niciodată să umble sau să scrie. Bun. Întrebare. Stăm la televizor foarte mult timp din viața noastră. E o chestie comună. Deci unii. Numai, unii, mare parte. Mare parte, da? Așa. Vorbesc pentru marea da. Parte, că știi care sunt la emisiunea noastră, tot poți la televizor stau. Sau pe internet. Poftim? Poți să se uite pe internet. Acolo sau ai pe internet, un pic alt filtru. Un pic alt filtru, bun. Întrebare. Cum poți să stai la televizor, să te uiți, să vezi știri, emisiuni, politică, talk show-uri și așa mai departe, fără să te lași influențat emoțional de ceea ce vezi. Foarte important. În totalitate, n-ai cum să nu te lași influențat emoțional de ceea ce vezi.
fiindcă ceva care se repetă ca experiență în viața ta are efectul picăturii chinezești. Și atunci ai varianta în care nu te mai uiți la televizor, când te interesează ceva, cauți subiectul pe internet și vezi mai multe opinii, mai multe păreri despre subiectul respectiv. Și cred că cel mai bun sfat pe care îl pot da spectatorilor, gândiți-vă că tot ceea ce vedeți la televizor este o metaforă, o poveste, exact ca și cartofii, care știm amândoi că nu existau aici, nu erau reali, dar saliva este reală. Da? Tot așa, luați în calcul lucrul ăsta. Apare o informație la știri. E o informație. Nu e o realitate. În momentul în care reușim să facem disocierea, da, asta e părerea lor, atâta reușește să prezinte televiziunea din ceea ce se întâmplă, nu înseamnă că este o realitate. Ultima. Deci felul în care... Ultima, da. Da, prin felul în care noi ne raportăm la ceea ce reușim să vedem, că este internet, că este televizor, orice informație și ceea ce se întâmplă în viața noastră de zi cu zi, prin felul în care ne raportăm noi, ca atitudine interioară, prin asta putem schimba efectul. Fiindcă altfel evenimentul respectiv, obiectiv privind, e același. Pentru că e foarte important lucrul ăsta și mi-am dorit cineva de specialitate care să poată să explice telespectatorilor de ce și la ce să te uiți la televizor și ce este bine să faci în momentul în care vezi aceste lucruri, detașându-te de ele, am să te rog să spui tu părerea ta, pentru că mai e foarte puțin timp, ce ar fi bine să facă omul să nu alimenteze energetic acea știre, acea avertizare, acea, nu știu, informare care apare la televizor și nu vreau să spun mai mult, nu avem voie să vorbim despre chestii de genul ăsta. Ok. Să le spunem pe nume. Buddha mergea pe o... Zona de filozofie orientală funcționează pe niște criterii foarte practice și sănătoase în același timp. Ce înseamnă asta? Înseamnă că era definit în felul următor, ai o problemă. Sau există o problemă. Poți să influențezi direct rezultatul acelei probleme? Dacă pot să influențez direct rezultatul acelei probleme, înseamnă că nu mai am o problemă. Deja știu ce am de făcut ca să schimb situația. Dacă nu pot să influențez direct rezultatul acelei probleme, iarăși nu mai am o problemă, fiindcă nu am cum să schimb situația. Și atunci, aici, în starea asta, dacă ne raportăm pentru fiecare eveniment din viața noastră în felul ăsta, reușim să resetăm creierul, ca atunci când se întâmplă ceva, în loc să răspundă direct emoțional, să spună, ok, unde mă încadrez? Aici sau aici? Dacă mă încadrez aici, deja am planul cu ce am de făcut. Dacă mă încadrez din coace, plouă afară, pot să o opresc, nu pot să o opresc. Mă organizez ca pentru interior. O zi ploioasă și gata. Urmează să se schimbe istoria pe care o știm. Asta am e. Putere să intervin? Dacă am, fantastic, intervin. Dacă nu am, în niciun caz poveștile ca în Moromete în care dezbatem ce scrie în ziar nu o să ne ajute. O să ne țină într-o buclă în care, în loc să ne bucurăm de timpul pe care îl mai avem, dezbatem ceva ce nu putem să controlăm schimbăm. Și nu putem să schimbăm. Iată un lucru practic pentru care îți mulțumesc. Da, e foarte bine punctat și mi-am dorit, repet, lucrul ăsta. Dragi telespectatori, mai sunt 2 minute din această emisiune. Vă spun sincer că eu m-a fascinat subiectul. Pentru că, într-adevăr, a fost și este o provocare în continuare pentru mine. Cred că următorul pas pe care am să-l fac, am să-l rog pe Tudor să mai revină în emisiunea noastră. Și mai mult decât atât, îl voi provoca la o ședință practică. Ok. Cu drag. Și să vedem ce iese de acolo. Nu știu. Dacă e vorba de provocare, atunci provocare să fie, domne, până la capăt.
Așa deci, face. Cu siguranță nu voi avea de pierdut, deși credeți-mă că am oareși ce temeri vis-a-vis de chestia asta, pentru că este, nu știu, probabil ceva din urmă, din spate, din subconștient, cum spune Tudor, e ceva care mă reține să dau frâu liber a ceea ce înseamnă pentru mine hipnoză. Apropo de chestia asta, dacă întrebare și cu asta închei, ce se întâmplă cu sufletul în momentul în care tu pui un om într-o hipnoză totală și, nu știu, merge într-o altă viață? Este spectator exact ca o cameră de filmat în fața unor evenimente. Este spectator. Sufletul. Da. Și revine. Și revine. Da, aici este întrebarea mea care va trebui să mă lămurești, pentru că nu știu cum ar putea fi sufletul spectator. Bun, discutăm într-o emisiune următoare, cu siguranță l-am provocat, va mai reveni. Îți mulțumesc, Tudor, din tot sufletul. Tudor este din Baia Mare, are cabinet și la București, da? Da. Îl găsiți pe pagina de internet Tudor Borza, are .ro. Mai multe pagini. tudorborza.ro .ro, așa, am văzut că ai mai multe pagini, nu numai una. Da. Așa. Și cu siguranță dacă aveți întrebări vis-a-vis de lucrul ăsta, o să vă răspundă. Vreau să vă spun că în ultima perioadă sora mea, care nu este în România, este plecată de vreo 2 ani aproape, în ultimul timp mă pisează că să iau legătura cu cineva care face hipnoză. N-am vrut să dau curs lucrul ăsta, dar pentru că nimic nu e întâmplător, ea Cătălia l-a adus pe Tudor aici și mulțumesc pe calea aceasta. Și cred că și pe dumneavoastră v-a făcut plăcere să ascultați niște lucruri pe care nu le-au zis toată ziua. Bineînțeles că într-o emisiune următoare o să discutăm și despre ceea ce se întâmplă la televizor când vedem anumite lucruri, când ți se pune degetul aici și pac, caz, dormi. Stimați telespectatori, okay. Vă doresc din tot sufletul să aveți parte de un weekend vesel, liniștit. Mulțumesc, Tudor, încă o dată. Cu drag. Această emisiune este făcută în numele Sfintei Treimi, care este ceea ce ne-a creat și ceea ce suntem. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne îngăduie lucrul ăsta. Dumnezeu ne iubește pe toți în egală măsură. Toți suntem unul și asta trebuie să înțelegem, că așa cum ne iubește Dumnezeu pe noi, și noi să iubim și pe Dumnezeu și pe aproapele nostru. Weekend minunat vă doresc, să aveți parte de bucurii, de sănătate și să mulțumim Dumnezeu pentru pacea pe pământ. La revedere! Să ne revedem sănătoși!